Fostul ministru al apărării Mircea Dușa s-a stins din viață în această dimineață. Avea 67 de ani și a fost răpus de o boală necruțătoare de care suferea de câteva luni. Mircea Dușa a fost prefect parlamentar și a deținut mai multe portofolii în Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, dar și funcția de ministru pentru relația cu Parlamentul.